Dragi ascultători, emisiunea Lada de Zestre, am călătorit prin Giurgiu, așa cu sufletul și cu gândul, dar acum mergem în țara Codrului. Stăm de vorbă cu un profesor, dansator, instrumentist, dar și coordonator al tarafului Ceatăra din Carei. Este vorba despre Adrian Pașca, căruia îi spun bun venit! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Suntem la început de an 2021, Adrian Pașca, și știu că, deși a fost un an greu, nici tu, nici colegii tăi din Taraful Ceatăra n-ați stat degeaba. La un moment dat te-am văzut chiar primăvara trecută jucând, dansând, încercând să aduci bucurie oamenilor. Pe Facebook te-am văzut. Așa este, cu toate că anul trecut a fost un an destul de dificil pentru toți, ca să spun Și pentru așa. artiști în special. Pentru artiști vă dați seama că fără evenimente, fără așa. Dar începutul anului, până înainte de a veni pandemia, totuși am făcut niște evenimente. Am avut curajul să organizăm evenimente, bineînțeles, cu toate condițiile de siguranță și chiar în pandemie. Mă refer aici la ziua mondială a IEI, pe care noi la care i-am sărbătorit-o, bineînțeles în aer liber, spectatori cu măști, cu distanță între noi, chiar inclusiv și între cei care dansam, am improvizat, să zic așa, am făcut niște cozi de mătură tăiate la distanță și în loc să ne prindem de mână, ne-am prins de acele cozi de mătură și tot am jucat, am dansat. Foarte interesant. Un mic artificiu ca să puteți respecta și o anumită distanță cerută și în Exact. același timp să vă puteți desfășura dansul, jocul. Așa este, așa este. Condițiile ne-au obligat ca să improvizăm și eu totdeauna spun că dacă vrei să faci un lucru, găsești soluții, dacă nu vrei să faci, găsești scuze. Așa este. Și motive. Da, Vreau exact. să vorbim, să le reamintim celor de acasă componența tarafului, instrumentele la care cântați fiecare dintre voi și ce v-ați propus, sunteți oameni tineri, pentru acest an 2021, Adrian Pașca. Păi, componența tarafului este așa, vioară, braci cu trei corzi și gordună, adică un instrument tradițional cu două coarde, este străstrămoșul contrabasului. Componența este în felul următor, fratele meu Vlad este la vioară, eu la braci și momentan suntem la gordonă cu o nepoțică de-a noastră, care anul trecut a terminat clasa 12, acum este studentă la Cluj. Dar am zis că până învață fratele ei la gordonă și să ajungă nivelul la care este ea, o să ne mai folosim de Teodora, chiar dacă este studentă, bineînțeles Clujul de care nu este foarte departe, așa că la evenimente importante o să fac un pic naveta. Deci este un taraf de familie, format din oameni tineri. Da, el la început a fost compus din cei trei frați, Adrian, Vlad și Bogdan. Unul din frați, Bogdan, el s-a hotărât să ia drumul străinătății, este în Londra, iar noi cu Vlad ne tot gândeam cum să facem și pe cine să aducem în locul lui Bogdan și atunci nepoțica noastră era clasa 5-a, parcă, și atunci am zis hai să o învățăm pe ea și să Să o rămână, creștem, să să o învățăm. o creștem exact și atunci cum o creștem așa o să o avem, pentru că este destul de greu să iei un instrumentist bun care deja este implicat în multe alte proiecte și atunci am hotărât că mai bine investim într-un copil și îl avem la dispoziție oricând decât să fim la cheremul unui coleg care, de exemplu, dacă este implicat și altundeva, să vină cu noi doar când are el timp. Și așa că Da. am făcut această Și în alegere. felul acesta și Teodorei se deschid anumite perspective, descoperă frumusețea cântatului împreună cu voi, a călătoriilor, a participării la diferite festivaluri sau diferite evenimente. Așa este, așa Este este, și pentru ea benefic. cum îi zicea bunicul ei, tatăl nostru Dumnezeu să ierte, îi zicea, nepoată dragă, zice, unde ajunge cu muzica, nu ajunge cu nicio școală. Și așa și este. Teodora a avut o grămadă de avantaje și acum este frățiorul ei mai mic cu noi,
care, bineînțeles, a observat ce avantaj avea Teodora și a zis că nu i-a stricat ducea să învețe el. Da, bineînțeles, vă dați seama. Așa este. În două cuvinte, Adrian Pașca, da, despre proiectele voastre de anul acesta. Păi, noi anul acesta, teoretic, am avea 20 de ani de activitate. Nu știu în ce condiții o să putem să facem această sărbătoare. Noi, vă dați seama că în condițiile în care n-am putut avea tangență cu elevii față în față, ci mai mult online, asta este valabil ca și la școala online. Să le spunem celor de acasă că tu ești profesor. Da, de... eu sunt profesor de muzică. Pe lângă, da, asta mi-am descoperit pasiunea de dans și pe lângă faptul că am văzut, pot să și predau dans. La rândul meu învăț și eu coreografii diferite din mai multe zone ale țării. Și pe lângă asta mai am și curs de dans popular cu adulți. Adică îi învățăm pe adulți să știe să lege câțiva pași din mai multe zone folclorice, pentru că cu toții participăm la evenimente, nunți, boteze și tot felul de alte, sigur, evenimente la care, da, vedem că lumea nu știe să lege un pas simplu de horă, să nu mai zic de un pas de roate, să nu mai zic de un pas de maramure. Și se împiedică unii pe alții. Exact. Și atunci am observat acest trend, este foarte popular și adulții își doresc și vin în primă fază cu o reticență, e foarte mare că ei în viața lor nu au jucat, și am cursanți care, de exemplu, nu știau să lege doi pași de la altă și acum cunosc 10 dansuri diferite. Excepțional. Și în felul acesta omul simte că și-a depășit anumite limite și că știe ceva în plus față de ceilalți. Da, și anumite frici și inhibații, pentru că avea niște temeri și acele temeri nu le-a venit să creadă că eu știu să fac așa ceva. Chiar unul din cumnații mei, tot așa, la nuntă sprijinea scaunul și acum la cheful de petrecere al firmei de anul trecut a fost... lider pe ringul de dans, deci n-am mai stat jos, așa că vă dați seama o schimbare majoră. O schimbare majoră. Foarte mare, așa este. Adrian, așteptăm vești legate de acest eveniment al vostru în care împliniți 20 de ani de activitate. Sper să puteți face un spectacul anul acesta. Sperăm să ne lase vremurile să putem face. Noi vom fi alături de voi și vom face cunoscut publicului orice eveniment pe care voi îl inițiați. Îți doresc mult succes în continuare și aș vrea să le punem în undă celor de acasă câteva din cântecele voastre, mai exact jocuri din repertoriul tarafului Ceatăra din Carei, pe care tu îl coordonezi, Adrian Pașca. Vă mulțumesc mult pentru invitație!